Aducem la cunoștință onorabil public eșan că în data de 17 februarie, 1 martie 1900, vom preda prima circulațiune a tramvaiilor electrice dintre gară și hală. Primul vagon va pleca în fiecare zi la ora 7 dimineața de la bariera gării. Prețul unui parcurs de orice lungime pe întinderea linii gară-hală și viceversa este de 15 bani. Fiecare pasager va păstra acest bilet și va prezenta la cererea controlorului, căci din contra va fi obligat la reachitarea taxei prescrise. Frumos ca soarele de pe cer, Chipeș ca turnul Goliei și Birjar. Numai el știe câte victime a făcut cu vârfurile ascuțite ale mustății sale, încă le-aș pierdut urma. Dar una dintre victimele sale era văduvioara Gafița. Birjarul nostru Don Juan îi promisese că o va lua de nevastă. Dar acum, când Gafița dorea să se țină de promisiune, că acum promisă resit-o, Ilie al nostru început să facă glume. Ilie! Gafițo! Tu-i lua când o-i vedea trăsuri fără cai. Înțelegi? Uite și trăsura fără cai! Hai! Maica precista vrea să ne cununăm. Săracul. Vagoane omnibuze s-au deplasat de la o zină prin strada Goliei până la hală și retur. Publicul s-a amuzat de tramvai ca la carusel. Dar o bietă preureasă însă, care auzise de alaltă râcă pe străzile Iașului, are să umble o diligență fără cai, aceasta ieșise iute din Mahala, de lângă Biserica Nicoriță. Să vadă miracolul. Impresionată de acest vehicul miraculos, preureasa noastră intră în convorbire cu un junet omnatic. Și cum îi zice comedia asta, mă rog, dacă nu e cu supărare, domnule? Păi să-mi fie cu pardon, Coniță. Îi zice Transvaal Electric. Ah. Bă, că știi, mă, ta, că acum e război cu englezii și de-aia. Ia. Uite-l că vine, ia! Da? Aici, aici!
clopotul. Îl aud cum sună necontenit, cunoscuta și plăcută arie. Aria progresului, aria tramvaiului electric, aria electricității. Și mai aud un sunet, sunetul noii linii spre Copou. Îl aud cum vine cu un vuiet ritmic și armonios vagonul frumos al tramvaiului, al noului tramvai al Iașului.